you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la o nouă serie. Astăzi m-am gândit să încep și o serie de Strand Deep sau măcar un episod așa, să văd dacă vă place jocul în sine. Trebuia să fi jucat și eu jocul acum vreo 2 ani când a apărut, sau un an, dar problema e alta. Atunci aveam cazanul de PC și nici CSGO nu mergea pe el. În fine, hai să începem cu tutorialul ăsta, ca să zicem așa, tutorial pe care l-ați văzut la Codrin, mai mult ca sigur că e versiunea pe care și el o joacă. Dă asta încoa, hai. Bea o dată. Hai mă, nu mă lasă să trec. Bun, hai, du-te, Nu pot să sar, nu pot să dau sprint frumos. Hai, pune-te la locul tău, odată să se prăbușească avionul, să începem jocul aici. Sper să nu mor din prima zi. Bun, e frumos, deci pilotează niște și apoi într-o dată suntem loviți de ceva. Cred că am fost atacați de un avion rusesc. Ne-a dat o ghiulea de s-a spart acolo avionul. Hai odată, nu ne suge afară. Ne trage afară depresurizarea asta. Și cred că am dat cu ficatul în masa aia. Și acum să ne borăm mațele de durere. Hai să ieșim o dată. Du-te, 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 du-te. Unde se iese? Aha, pe aici. Hai, da, du-te. Așa, hai. Urcă în barcă. Și acum o să explodeze ăla, nu? Bum! Și a explodat motorul avionului. Și acum să înceapă jocul. Dăm coace barca. Barca vâsla și hai să vâslim. Du-te, du-te. În caz că nu știți jocul, e un survival, cred că v-ați dat seama deja. Și ca să știm cum stă cu hangar-uri și cu astea, dăm aici pe F, ținem apăsat, ne arată aici ce zi este așa. Ia, 6 noiembrie, hai că a fost pe aproape și aici e hangar-ul, setea și viața. Setea, pardon, viața cred că ți-o faci, n-am, să ai hangar-ul plin și astea sau ți-o refaci singur, habar n-am. Hai să lăsăm vâsla aici și să facem rost de mâncare. Să stau să omor ăștia. Ne, nu stau să omor și mă, câți raci sunt pe aici. Ok, deci dacă o să avem, o să ne fie foame, avem raci ăștia. E mișto că pot să mă joc cu raci ăștia chiar așa și ia uitați rechinul acolo ce ne așteaptă. Trebuie să-mi fac o suliță, ceva, să-l podili. Sper să meargă să pot să fac sulițe. Să caut bolovane acum. E acest. Nu vreau cartofi, potato plant. Am nevoie de ceva ca care să-mi fac frânghii. Uite asta. Hai, tai-te mai repede. Poc, poc. Lashing. Piatra aia. Uite încă o piatră. Am nevoie de multe pietre aici. Pietre, bețe și frânghie. Mâncare nu-i nevoie acum. Cred că o să stau o zi întreagă aici. Potato plant, nu. Pot să tai asta? Văd că nu. Copacii pot să-i tai cu cuțitul, dar mai întâi să-mi fac un topor. Hai mă, bețe pe aici, nu mai sunt. Să-mi pot face toporul ăla. Ce o bucată de barcă ruptă. Hai să mergem la bucata, cealaltă bucată de barcă de acolo. Poate găsim ceva. Uite încă un bolovan, încă unul. Dar bețe am cam puține totuși. Hai mă, șip ceva, scânduri nu mai am și eu. Bucăți de metal, dar nu pot să improvizez ceva din ele. Uite aici încă un băț în mijlocul nisipului. Niște alge duse așa. Uite niște nuci de cocos. Las că nici se face foame. Am putea rămâne deja pe insula asta și să stau să explorez în celelalte părți. Momentan văd că avem ce ne trebuie. Momentan. Ia mă, pe aici nu-i ceva? Pe la bucata asta de vas, vapor, ce-o fi? Poate vine acum rechinul încoace. Hai, bagă-te. Văd că... Uite o cutie. Ce avem în cutia asta? Inventarul plin. Că cam așa. Hai că arunc bățul. Binoclu. Hai că ăsta o să-mi fie foarte util. Și văd când vibrează telefonul. Cine pula mea mi-a dat mesaj acum? Dacă a fost vorba totuși că nu încerc și eu să nu mai înjur videoclipuri. E, bag piciorul.
Fac și eu aici ce fac un pic și... Ia, așa. Dar văd că nu-i pune la ochi. Nu e cine știe ce vedere asta. Dar decât nimic, ajută cât de cât. Ok, hai să ne facem o dată unealtă. Deci, bolovani aici. Pietrele astea și voi acolo. Și tu acolo. Bățul ăsta aici. Mai am și aici niște bețe. Frânghia. Așa. Hai să ne facem ce ne trebuie. Deci, capcană de pești. Nu vreau, acum. Topor pentru bețe. Și... ciocan. Am zis ciocan. Așa. Ok, hai să mai cau niște frânghii atunci pentru la... Să poate îi putea face ceva cu ciocanul ăla, cine știe. Și de fapt... Nu pot să sparg oare... Ba da, pot să sparg. Pietrele văd. Așa, ia mă, bețele pot să le sparg? Să le tai, să le mărunțesc? Văd că nu. Ne, nu merge. Frânghia, am uitat de frânghia. Hai să arunc și frânghia. Bun, hai să vedem ce am putea crafta acum. Ex, încă un cuțit, nu. Suliță, așa. Asta o să ne fie util la pescuit. Și ia dăm cu acea toporul. Văd că momentan am ce face cu el. Ce mai pot face? Knife. Mai fac un cuțit? Nu, că momentan încă mai merge al nostru. Da, chiar când mai are durabilitate destul ăsta. Bun, hai că deja mi-am făcut ceva unelte, să tăiem niște copaci. Ia mai putea să spar piatra asta, așa sunt curios. Da, nu cred că merge. Ne. Planta de cartofi nu ne trebuie acum. Iuca din aia mai era bună pentru frânghie. Dar văd că nu prea mai e. Opa, stai mă, dă-te jos. Dă-te mă jos din palmier. Așa, cred că ne-am luat puțin damage. Nu, doar hunger-ul văd că începe să scadă. Hai să te încopă acolo. Până atunci să văd cine naiba mi-a dat mesaj pe WhatsApp. Niște audio, nu știu ce, pe un grup și pe alt grup, frumos. Bun, hai să stăm acum să tăiem dintre mai copacul ăsta, că avem nevoie de lemne. O să tăie bușteanul ăsta mai din capăt, poate să o tăia mai repede, cine știe. O, da, greu se taie cu ăsta. Ia. Ne dă și nouă un cioț sau doar frunze ne dă, că nici nu știu. Mă, cinasule, că e dimineață când filmezi și îmi bate lumina în cameră. Am pus un ceva pe geam, dar degeaba. Frunze de palmier. Ok, hai să văd ce aș putea face cu frunzele alea. Unde am craftat eu atunci toate porcările alea? Uite aici. Hai să-mi las toate chestiile acolo. Nimic interesant, văd. Frânghie, o mai fi, habar n-am. Hai mă, bureană din aia pe aici, chiar nu mai e. Trebuie să merg pe altă insulă până la urmă, nu știu. Hai că o să-mi fac eu niște provizii ceva. Două, trei nuci de cocos să le iau cu mine. Doi, trei crab de mâncat și aia e. De fapt nu, mi-au doar nuca de cocos, că aia merge spartă și mâncată pe bucăți. Bun, unde am... Bă, unde copa? Uite-l aici. Unde toporul? Uite-l aici. Ok, hai să tem și ăsta. Facem un foc și prăjim niște crabi până la urmă. Sau nu mai prăjim niciun crab. Nici nu știu ce să fac. Mă uit să văd ce unelte aș putea să mai fac. Aoleu, cât îmi ia să tai un copac din ăsta. În The Forest îi tai mai repede. Poate trebuie să încerci The Forest-ul, cine știe. Dar la mi se pare mai dificil, nu știu, mai complicat. Ăsta e așa, un pic mai ușor și chiar mai simplu, nu știu. Ușor, simplu, de fapt cam tot dracu ăla e. Uite încă un băț și nu pot să-l iau. Hai să văd ce-și mai putea să fac aici. Tab, aruncăm și bețele astea acolo. Hai să iau și piatra aia. De piatra aia că... Așa, de bățul, de și bolovanul. Faptul e că le arunc așa direct. Poc. De și bolovanul. De ce putem crafta? Spear,
Fire, atât, ia. Yeah. Atunci, dacă ținem în mână ciocanul, nu asta, de ciocanul. Și nimic, pentru că nu se întâmplă nimic cu ciocanul. Cred că nu-i nevoie de ciocan acum, cine știe. Să facem un foc, văd că e nevoie. Mai fac un cuțit atunci, să-l am de mână. Pentru când o să mi se bulească ăla. Așa, hai să... Par și niște nu... Văd că mai erau beții și pe aici. E, hai să iau... unde erau niște nuci de cocos? Uite aici, hai să iau la mine câteva nuci de... Stai să nu tocesc cuțitul ăsta, stai să-l tocim pe ăsta întâi. Oare o fi mai bun ca ălălaltul? Nici nu știu. Coconut. Asta e drinkable, deci e băubil. Și dacă îl spargi, mi se pare că ne dă bucățele mai mici. Da, uite. Coconut, jumătate de coconut. Hai să o facem și pasta, mâncăm ceva și plecăm de pe insulă. Coconut, acum să... Gata, e drinkable, bun. Să arunc ăștia. Hai, da, asta încoace. Așa, băut, bun. Mănânc-o. Mai luăm una cu noi, mănânc-o și pasta. Două ochelari încoace, inventarul full, hai să plecăm. Ia să vedem pe ce insulă să mergem, nici nu știu. Aș putea să rămân aici, dar ne... Poate găsesc vreo insulă mai bună. Hai să vedem întâi ce insule sunt prin zone și sper să nu fie... E rechinul acolo, uite-l. Aia pare mai micuță. Aia e foarte... Care insule mai aproape? Pare a fi aia. Hai să vedem pe partea asta ce insule mai sunt. Supraviețuitorul de mine intră în acțiune. Hai, du-te. Hop. Tă plante cartofi. Nasol că nu pot să-mi fac ceva în care să încar mai multe chestii în inventar. Poate trebuie să rămân pe insula asta, dar... Nu mai am un plant din alea de frânghie. De iuca și na. Aia se strică repede asta, văd. Nu are durabilitate foarte... Hai, stai acolo. Dăm cu aceasta și să plecăm. Deci, mergem la aia, dar e rechinul pe acolo. Să fiu atent la rechin, să nu mă arunce, să nu-mi spargă barca, că am încurcat-o. Dar oare te pot mânca rechinii aici? Nici nu știu. Hai că văd că nu prea mai e pe acolo rechinul. Să mergem la... Fix în drum e. Că facem... Ok, aș putea să-l împun cu... Vreau să zic furcă. Cu sulița. Ar fi o idee bună. Hai să mergem. Deci dacă... Uite-l, uite-l, uite-l. Hai mă, vină cu aia că ești mecher. Rechin prost. Am văzut la Codrin. Parcă Codrin a omorât. Ori Codrin... Ori PewDiePie a omorât odată un rechin. Nu mai știu care. Dar știu că și PewDiePie a făcut jocul ăsta. Mă, nu pot să-i dau. Nu cădeam barcă. Să încerc să-l ademenez mai spre uscat. Băi, ești prost! Ce naiba m-a aruncat așa? Hai, hai, vină încoa dacă ești tare rechin prost. Deci cam până undeva pe aici am văzut că vine și... A, ne împingem barca. Vino încoace dacă ești șmecher. Văd că se învârte în jurul nostru și cam atât. Nu ne... Tig... Rechin, tigru. Ia... Mai ieși de la tigru. Vino încoace, ce futu-ți rasa, măti. Am fugărit rechinul cu suliță. Hai, i-am dat una. Sper să aibă efect măcar, damage-ul. Hai că și-o-s nebun. Eu, în realitate, nici nu știu să not. Op! Nu, 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 nu. Auci, hai că ne-a luat în... Du-te, dracu. Să mă dau mai în spate. Hai, du-te, du-te pe uscat. Ne-a damage-ui puțin. Hai că, hai că e bine. Încă-l putem omorâ. Vino încoace dacă ești tare. Hai că l-am împuns.
Hai mă, bine că trebuie să-mi intre lumina în cameră, să-mi bată soarele în ochi. A trebuit să mai fi lucrat pe la animații, gen când te ia rechinul în dinți. Cum ne-a luat aineaui. Să fiu atent să nu ne mai ia în dinți, că o încurcăm. Ok. Hai că i-am prins una acum, ați văzut? Încă una. Du-te-n barcă, du-te-n barcă. Eu tot mă duc pe insula aia, nu-mi pasă. Nu se lasă, văd. Ne-a demergiuit puțin. Să încerc de aici să nu-mi pung așa, dar cred că degeaba. Eu tot mă duc pe el. Bine că a trebuit să-mi intre apă în ochi, să nu mai văd. Ma, să nu-ți așa cu rechin, să încerc să bagi suilița în el. Cine te crezi, Spartacus? Sau ăla din 300 de la Termopile? Stai, mă, unde e? Uite-l că vine. Hop! A încercat să ne ia în gură. Luane-i celălalt cap în gură. Ăla-i, mă, hai că i-am prins una. Încă una? Dar e rapid rău al dracu. Nu mai bea kerosen. Nu-l mai văd. Să mor eu dacă-l mai văd. Cred că l-am speriat, cine știe. Ia să dau monitorul mai luminos, că nu văd nimic. Stați un pic. Hai că-i dau 100% brightness-ul. Da, văd că nu mai are chinul ăla pe aici. E, hai să mergem atunci pe altă insulă. Aoleu, câte mesaje primesc pe WhatsApp. Trebuie să-mi pun telefonul bămut până la urmă când vreau să filmez. Ia mă, s-a demergit sulița măcar? Parcă dă să se fi demergit un pic. Am scăpat de rechinul ăla măcar, 5 mesaje în 3 conversații. Aoleu, bine că trebuie să fiu om căutat. Hai, du-te, du-te, du-te. Văd că nu mai are rechinul ăla, cred că l-am speriat la cât am băgat sulița în el. Mă, că regret că nu l-am nimă cum răsare luna pe acolo. Neapărat să schimb Windows-ul să-mi iau versiunea pe 64 de bits, poate aia o fi mai bine optimizată. Dar e bună și asta. De când nimic, măcar merge pe 30 de bits asta. Asta e 003, parcă găsim eu una 010, dar aia era plin de bug-uri și... Era în unele momente, pur și simplu se bloca jocul. Random se bloca jocul, pur și simplu. Începea să-ți dea not respawning și, bă, insula aia se apropie sau se îndepărtează? Că nu pot să-mi dau seama, parcă mai mult se îndepărtează. Dar ne trebuie să filmez dimineața când e lumina asta enervantă. Cred că mai... cred că... Oare de cât timp vâslesc? Că nici nu m-am uitat. Hai că stau bine. Aș pe o văd că se reface așa. Bun, e bine că nu se termină hangarul și astea foarte repede. Măcar atât. Hai că încep să-i apropie insula aia în sfârșit. O da, Dumnezeu. Hai, du-te, du-te. Dacă am iuca acolo, e tot ce trebuie. Căci coconat găsesc, crab sunt pe toate insulele. Trebuie să pot face un pod între insule de distanță mare. Știu că poți să-ți faci plută dacă e să se strice asta. Dar îți trebuie bețe și frânghie multă. Ia, văd că e ceva pe acolo. Știu că în unele zone mai apărea un fel de tankuri petrolifer, nu știu cum sunt chestiile alea. Niște turnuri de metal în apă și mai găseai chestii pe acolo. Motoare, combustibil, iar sau de rechinul ăla. Nu mă mai sperie rechinul. Bă, cred că trece un ditamaitiru de 15 tone, că se zgudie toată casa sau iar e cu treburi și... Hai, du-te... Aici, gata. Aici ne oprim, văd că nu mai putem.
Păi ești prost, vâzlim pe uscat. Bine, într-un fel e posibil că se freacă barca de nisip. Uite și rechinul acolo cine așteaptă. Ce avem noi pe aici? Nimic, niște bolovani. Rechinul acolo stă și se uită la noi. Ce chestia asta, o piatră? Nu pot să-mi dau seama. Bun, hai să vedem ce e pe acolo. Un bolovan. Cred că o să stau să fac un foc de tabără în primul rând. Alt bolovan. Deci un băț. Dă-l încă. Hai mă, vină încă. De fapt, stai că am inventarul plin, am uitat. Un băț aici. Un rac. Hai mă, beți, tăiate pe aici, nu mai sunt. Să fac un foc, că n-am lumină deloc. Și prind eu niște raci și mănânc. Dacă am văzut o iuca pe acolo. E nasol că nu prea găsești iuca așa ușor. Nimic văd. Mai îmi trebuie bețe. Cred că probabil trebuie să încep să tai un copac, că altă soluție nu găsesc. Ia mă, hai că-l tai pe ăsta. Copac, jocul ăsta trebuie să fie ceva gen 3 cutter simulator, nu știu. Bun, hai că cade, că cade. Eu și cu româna ne înțelegem super bine. Și acum trebuie să tai bucata asta, ca apoi și pe asta să o transform în bețe. Hai, dă-i, 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 dă-i. Îmi dă forță. E și mai nasol când trebuie să încep să tai o grămadă de copaci din aia. Bun, acum unde am lăsat, uite aici. Deci astea așa. Campfire. Să-l pun undeva, să nu dau foc la pădure. Uite aici. Bun, l-am aprins. Trebuie să-l fi pus lângă aici, unde craftez eu chestii. Tu, treci acolo. Hai să iau niște raci din aia, să încerc să-i prind. Dă cuțitul ălălalt. Nu sulița. Stai, că mai aveam un cuțit mic. Nu mai am cuțitul ăla. A, cred că l-am aruncat atunci. Nu, nu înțeleg ce aș putea să fac cu ciocanul în jocul ăsta. Să ne scrie și mie careva cum aș putea utiliza ciocanul, că văd că n-am făcut nimic cu el până acum. Uite și mai multe bețe. Da, inventarul plin. 8 pietre. Hai să duc și bețele acolo, să pun și pietrele. Stați acolo. Bun, hai să caut raci. Bă, pe unde erau raci aia, firea ei de raci? Cea nu. Uite, unu. Uite și al doilea. Mă, ce moare ăsta. Ăsta mănânc 3 săptămâni. E bine că găsești raci foarte ușor. Deci cu mâncarea chiar te descurci în jocul ăsta. Bun, unde am lăsat focul ăla, că nu mai știu. Și să mă uit la ceas, să nu fac episod prea lung. Bun, uite aici. Raci ăștia îi arunc acolo, că se prăjesc ei. Hai să-i pun mai așa. Bun. O să se prăjească ei. Și avem și raci. Hai să mai colind pe aici să caut plante în aia cu de frânghie. Uite aici. Așa, frânghie. Cred că nu pot face chesturi și astea. Și inventarul ăsta foarte mic. Pe piatra, hai să-mi las și eu tot și să-mi depozitez unele chestii. Ok, hai aici lângă barcă. De fapt, în barcă să-mi las ce nu cred că o să folosesc momentan. Hai, ciocanul. Binoclul. Bricheta. Că nu mai e nevoie să prind focul. Sticla cu apă. Cam coconat. Și frânghia au fost la craftat. Bun. Hai să încerc să mai strâng chilipirul de pe aici. Ce frumos sar de acolo. Sper că s-au prăjit racii aia.
Ok, frânghia și asta acolo. Pietrele și ele. Hai să fac și niște piatră din aia fărâmițată, poate o să am nevoie. Mai fărâmițez una. Și tot primesc mesaje pe WhatsApp. Gata, hai că ajunge. Potato plant. Hai să termin și totuși de tăiat copacul ăla. Bun, era unul pe care l-am dărâmat, dar nu-l mai văd. Hai, dă și bățul ăsta încoa. Strâng tot de pe insula asta, lutez, construiesc și o să văd ce aș putea construi și... sau să încerc să prind pește. Oho, ce mișto! Bun, deci racii pot să-i prind cu... sulița, de, în loc să stau să-i prind cu cuțitul. Să ia... e de bune, deci așa trebuie să încerc să prind și peștele. A, l-am mâncat. Și era crud de crabul ăla. Și l-am mâncat. Ia mă, ne-a scăzut din viață ceva? Da, ne-a scăzut. Cooked crab. Hunger-ul cum e? Hai să mâncăm pe ăsta. Zice că e cooked. Hai că de la asta nu ne se mai face rău. Crabul ăsta îl punem mai așa. Asta cred că e gătit. Da, uite-i. E prăjit bun. Dar nu știu de cocos, nu sunt pe aici. Uite aici. Hai urcă să dăm jos nucile de cocos. Și doar astea sunt. Ia vă că poți să-l tai așa de sus, interesant. Și acum o să-mi dea doar frunzele, presupun. Dar măcar se taie ceva din el? Sau dau așa la știu? Sau se... bă, se, cred, eu cred că se taie de jos. Nici nu văd de unde e tăiat. Bă, nu mări să se fi rup pomul, să se rupă pomul cu mine și să-mi rup coloana, așa că ăla se taie așa. Hai să tai și frunzele alea, poate o să am nevoie de ele. Dar văd că nu mai vrea să se tai odată, bun. Îl tai bucățică cu bucățică. Și îl mărunțesc. Poate pot construi ceva. Nu mă, pot să-i dau foc, sunt curios. Văd că nu arde. Ne, nu arde. Hai, dă frunzele astea încoa. Ia zi, ce aș putea crafta acum că am frunze, am bucăți din alea. Ia. Knife, spear, fire, fish, trap și un pat? Hai că asta e interesant. Bun, și acum pot să dorm. Gata, aici rămânem. Bun, ne-am făcut pat. Hai că asta e mișto, ne-am făcut pat deja. Cred că ajunge cât timp filmez. Că deja am vreo jumătate de oră. Nu m-am uitat să văd când am început filmarea. Hai să-i dau totuși întâi un save. Bun. Bă, hai că eu închei aici. Sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao les.